Ca de fiecare dată, edilul Marius Creciu se implică în rezolvarea cazurilor sociale ajunse la primărie. Este situația unui bătrân imobilizat în scaun cu rotile, care doarme de 2 zile în stradă. Povestea lui l-a impresionat pe primar și va face tot posibilul să-i găsească un loc într-un centru de îngrijire. Toată lumea vine la primărie, chiar dacă nu este de competența noastră. Într-adevăr, are nevoie de îngrijire, dar având această infirmitate, îngrijirea nu se poate face decât în centre speciale. El a fost internat la centru special de bătrâni cu probleme la Bâcleș. Acolo a fost, s-a întâmplat o nenorocire, a fost acuzat de crimă. A stat 9 luni închis, dar se pare că instanța nu l-a găsit vinovat și cei de acolo, după cum spune dumnealui, refuză să-l primească. Facem demersurile necesare să îl sprijinim, să găsim o soluție. De 2 zile omul doarme pe străzi. Are dreptul, atâta timp cât instanța a constatat cel puțin la acest nivel că nu are vreo vină, are dreptul la o viață decentă și în acest moment o să iau legătura cu toți factorii de decizie să-i găsească o soluție. La nivel de primărie am încercat să-l ducem la Gura Văi, avem acolo niște locuințe de urgență, dar dumnealui spune că nu se poate descurca fără însoțitor și indicat ar fi să meargă la un centru de bătrâni unde are asigurat și zona medicală, zona de sprijin din partea celor care lucrează acolo.